Dă-te numai mai zor. Domnul să dea bucurie. Astăzi, 29 iulie. Aleluia! 2018. Aleluia, aleluia. Hotărât Hristos nu ia. Aleluia, măriță. Nu ia l-a găsit pe Iisus Hristos Domnul, ce Hristos. O găsit-o pe ea. Numele Lui fie binecuvântat. Amin. O hotărât, o luat o hotărâre în inima ei, ca să urmeze toată viața ei. Și dragii mei, frați și surori, și cei ce ascultă de acolo după tâlmă, facă bunul Dumnezeu, ca Duhul Dumnezeu să lucreze și la inima lor, să se întoarcă și ei în această apă, trăiască Domnul în veșnicie. Amin. Aligodvai. Dragii mei, sora asta a văzut într-adevăr că nu este bine în lume. A văzut ceea ce se întâmplă în lumea asta. Au văzut că în lume sunt necazuri. Au văzut că în lume vin vremuri grele. O hotărât în inima ei și-a întors spatele la lume și-a întors față la Hristos, trăiască în numele Lui cel Sfânt. Fără să oblige nimeni, nu obligat-o nimeni, din însuși bunăvoința ei au hotărât. Dar nu e ce Duhul Sfânt că a lucrat la inima ei, au hotărât în aceste clipe să fac un legământ cu Iisus Hristos Domnul. În aceste clipe, Iisus Fiul lui Dumnezeu i-a scrie numele ei în cartea vieții. Și atunci când Iisus va veni să-și iei mireasa de pe pământ, atunci va verifica cartea vieții și numele ei va fi scris acolo. Aleluia. Numele lor fie binecuvântat. Acum, dragii mei, frați și surori, am să-i pui câteva întrebări care ea-i datoră să spună da sau ba. Soră scumpă, te-a obligat cineva să faci acest botez sacramental? Nu. Nu. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin, amin. Crezi în Dumnezeu Tatăl. Da. Crezi în Dumnezeu Fiul. Da. Crezi în Dumnezeu Duhul Sfânt. Da. Pe bază mărturisirii tale. La porunca lui Dumnezeu Iisus Hristos, în fața martorilor văzuți și celor nevăzuți, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin.